Elevii au desenat și dansat în curtea școlii o zi închinată fericirii. Așa s-au terminat manifestările din cadrul zilelor școlii numărul 4 Elena Cuza din Vaslui. După activitatea de astăzi, cea de-a treia din cadrul zilelor școlii, după cum ați observat, astăzi sunt alături de copii, îmbrăcată exact ca ei și sunt foarte fericită că sărbătorim zilele școlii Elena Cuza. Ce să vă spun? Un flash mob organizat de colegii mei, toți elevii mei au fost coreografi la această activitate. Sunt foarte, foarte fericită, exact cum sunt ei astăzi, foarte, foarte fericiți. În afară de asta, observați că pe pereții școlii, peste tot, sunt emoțiile elevilor noștri exprimate în culori calde. Sper că asta înseamnă că sunt foarte fericiți și că le-am creat foarte, foarte multe bucurii în aceste trei zile. Activitatea de astăzi s-a numit Copii Fericiți și a fost ultima activitate care a încheiat zilele școlii. Am dorit să o încheiem într-un mod pozitiv, cu sentimente pozitive pentru copiii noștri. Și de aceea scopul principal a fost unul al educației emoționale, prin care ne-am propus să arătăm și pozitivul copiilor. Cadrele didactice de la școala numărul 4 spun că și anul următor vor organiza activități inedite pe care sunt sigure că elevii nu le vor uita niciodată.